cât să fi fost ceasul. Adrian nu-și putea da seama, dar, la un moment dat, în toiul nopții, simți o mână pipăindu-i umărul, apoi fața. Deschizând o clipă ochii lipiți de somn, îi veni greu să-și amintească că nu era acasă, ci într-un pod. Și-a dormit îndată. Dar iată că, din nou, mâna îi se plimbă pe față și, în același timp, simți o sărutare fierbinte pe obrazul drept. De data asta, Adrian se trezi și începu să se gândească tăcând mâlc. Ce dracu se întâmplă? Ce dracu înseamnă asta? Clipind în întuneric, își aminti cum se așezaseră ceilalți înainte de a adormi. La dreapta sa și deci în mijloc Stavru, dincolo de Stavru Mihai, și gândi, cum? Stavru m-a sărutat? Ce să însemne asta? Un gând îngrozitor îi trecu prin minte, atât de îngrozitor încât îl alungă zicându-și, nu, am visat, cred că am visat, nu e cu putință așa ceva. Dar după câteva minute, simți mâna lui Stavru atingându-l de câteva ori pe piept. Uluit îl întrebă gătuit, dar destul de tare. Cauzi tabachera mea, Stavrule? În noaptea calmă, întrebarea răsună ca sub o cupolă. Gâfâind, limonagiul îl apucă de mână și șopti la ureche, tremurând de emoție. Taci. Dar atunci ce voiei? Tu m-ai sărutat adineori? Stăruie Adrian, din ce în ce mai speriat. Taci, nu striga. Șușoti celălalt, stringându-l brațul ca într-un clește. Urmară câteva clipe de tăcere și de spaimă, când deodată se auzi și vocea limpede a lui Mihai, vorbind încetişor pe turcește, punându-i scurt o întrebare lui Stavru. Acesta păru că nu vrea să răspundă, apoi rosti câteva cuvinte. Mihai stărui cu o nouă întrebare. Stavru îi răspunse mai îndelung și din nou cel din tâi îl întrebă cu mai multă vigoare, la care Stavru răspunse scurt. Mihail păru că chibzuiește, tăcu o vreme, dar iată că se ridică într-un cot și, având aerul că îl privește pe Stavru în ochi, îi vorbi liniștit timp de un minut, fără să-l mai întrebe ceva. La asta celălalt răspunse brutal, tăindu-i vorba. Se petrecu atunci ceva care îl îngrozi pe Adrian. Mihai, pe care Adrian nu-l știa violent, sări în sus și răcni o frază răsunătoare și scurtă. Stavru făcu la fel și răspunse pe același ton. Începând din clipa aceea, între cei doi bărbați, care de-abia se cunoșteau, începu un schimb de cuvinte tăios. În neagra noapte dezbăgai degetele în ochi, frazele, cuvintele, țâșneau aprige ca loviturile într-un asalt de scrimă. Bănuiai cum capetele li se apropiau gata să se atingă, cum ochii se înfruntau neputincioși prin întuneric, cum brațele se agitau. În inima înghețată a lui Adrian, vocalele limbii turcești răsunau ca gemetele de oboi, iar numeroasele și asprele consoane răpăiau ca tobele. Adrian înțelese adevărul. Își dădu seama de asemenea că Mihai îl strângea pe Stavru ca într-o menghine și o mare milă pentru ticăloșia acestuia îi umplu pieptul și îi dădură lacrimile. Suspinând zise, vorbiți grecește, ce dracu! Nu înțeleg nimic! Această explozie de durere curmă cearta. Se lăsă o tăcere grea, după care Adrian întrebă. Stavrule, de ce ai făcut asta? Cel întrebat se întoarse către tânăr și îi răspunse cu o voce gâtuită. Dar, dragul meu, pentru că sunt necinstit, ți-am mai spus-o. Mai potolit, Mihail îi răspunse. Asta e mai rău decât necinstea. Este perversiune. Înseamnă că strici cu forța un echilibru în care totul e armonie. Ai siluit acest echilibru și faci cea mai urâtă dintre crime când vrei să îi molipsești pe alții la acest viciu. Și tot Mihail adăugă cu hotărâre. Cere iertare lui Adrian că de nu te las aici cu toate boarfele. Stavru nu răspunse. Își răsucea o țigară și când o aprinse, cei doi prieteni îi văzură din profil chipul de nerecunoscut. Gura și nasul se lungiseră, mustața se zbârlise, avea o față de spectru. Cu ochii înfundați în orbite, nu-i privea.
Nu se uita la ei nici măcar atunci când aceștia își răsuciră și ei țigările și le aprinseră. Afară, văzduhul și noaptea răsunau de lătratul câinilor și de cântatul cocoșilor. Da, începu Stavru mult mai târziu, când Mihai nu mai spera să audă răspunsul. Da, am să-i cer scuze lui Adrian, dar nu o să mă umilesc. Și nu îndată, ci după ce mă veți fi ascultat. Voi ziceți perversiune, violență, viciu și credeți că mă zdrobiți sub rușine. Cu toate astea, eu vă spusesem că sunt necinstit. Și ce-i mai rău e că prin asta eu înțeleg să fac răul în mod conștient. Dar perversiune, violență, viciu, bunul meu Mihai, astea se întâmplă zilnic în jurul nostru și nimeni nu se revoltă. A intrat în pravili, în obiceiuri, a ajuns să fie o lege a vieții. Iar eu sunt o victimă a acestei vieți perverse. Totul în viața mea a fost stricăciune, violență și viciu. Vreau să zic, am crescut în noroiul ăsta și totuși n-aveam nicio înclinare pentru ele. Nu-i plăcut să fii silit să te spovedești fără voia ta, dar profit de faptul că vorbim noaptea ca într-o împărăție a cârtițelor. Și nu o spun ca să mă apăr. Nu. Că despre asta puțin îmi pas. Vorbesc pentru ca să vă dau eu, omul imoral, vouă moraliștilor, o lecție de viață. Mai ales ție, Mihai, care nu cunoști chiar toată viața așa cum poate îți închipui. Sunt un om imoral și necinstit. În ce privește necinstea, o recunosc. Cât despre imoralitate, eu sunt cel care trebuie să fiu judecător. Judecătorul cui? Asta o să vedeți. O împrejurare din viața mea o să vă lămurească. Și împrejurarea asta este povestea însurătorii mele. Și acum ascultați. Către 1867, puțin după intrarea prințului Carol în principate, mă întorceam și eu în țară, dar nu ca un prinț. Mă întorceam distrus de pierderea surorii mele mai mari și viciat de viața aventuroasă pe care am dus-o colindând timp de 12 ani prin Anatolia, Armenia și Turcia europeană. Păcat că nu pot să vă povestesc copilăria mea, trista soartă a soră-mii și împrejurările pervertirii mele. Ar fi prea mult. Poate că într-o zi am să o fac, dacă o să mai vreți să-mi strângeți mâna. Iar dacă nu o să vreți, atâta pagubă. Aveam pe atunci vreo 25 de ani. Aveam și ceva parale. Cunoșteam 3 limbi orientale, dar românește abia mai vorbeam. Prietenii din copilărie nu m-au recunoscut și asta îmi convenea de minune. Nu voiam să fiu recunoscut pentru nimic în lume. De altfel, aveam și acte de supus turc. Vorbind prost limba mea, am fost luat drept străin. Pentru ce mă întorceam în țară? Pentru nimic și pentru un lucru mare. Pentru nimic, deoarece nu mai aveam rădăcini în pământul în care văzusem lumina zilei și fiindcă în străinătate mă simțeam bine. Totuși, binele ăsta nu era decât aparent. Duceam o viață liberă, pribeagă, dar vicioasă. Nu cunoșteam femeia decât ca soră și ca mamă. Soția sau iubita mi-erau necunoscute și le doream cu patimă, dar mi-era teamă să mă apropii de ele. Iată un lucru pe care tu nu-l cunoști, Mihai. Câtă nedreptate e în viață. Pe un schilod, fără un picior, fără un braț, nimeni nu-l disprețuiește. Fiecăruia îi e milă de el. Dar toată lumea dă îndărât. Nimeni nu are milă de un om cu sufletul schilodit. Și tocmai ăstuia îi lipsește un sprijin în viață. Îmi lipsea și mie. Întorcându-mă în țară, veneam să cer celor ale căror moravuri sunt mai conforme cu sensibilitatea naturală. Mi l-au dat, dar exact atât cât trebuia ca să mă facă să cunosc un moment
acest ajutor pe care și l-au retras îndată, rușinos, pentru a mă azvârli din nou în viciu. Iată cum. Odată întors, mi-am luat iar vechea mea meserie de salebgiu, colindând târgurile și bâlciurile, dar în afara Brăilei, în împrejurimi și chiar mai departe. În oraș nimeni nu știa cu ce mă ocupam. Salepul îl cumpăram pe ascuns de la un turc, față de care treceam drept compatriot, lăsându-l să înțeleagă numai ce voiam. În felul ăsta munceam puțin și câștigam destul, mai ales că mă bizuiam pe ceea ce pusesem la chimir. În vremea asta începui să fac cunoștințe. Îmbrăcat bine și plătind fără să mă uit o cale de vin în dreapta și în stânga, am dat într-o zi în ulița Calimerescului peste un vin bun și în același timp peste ceea ce căutam de la înapoierea mea. Peste o crâșmăriță frumoasă, care servea câteodată băutura, fata negustorului, devenind sluga credincioasă a acestui vin strașnic, precum și prada flăcărilor pe care le zvârleau ochii negri ai idolului. Dar am fost cu minte. Casa era cinstită și fata foarte bogată. Aici străinii nu erau iubiți, deși ei îi făcuseră bogăția. Atunci, primul lucru la care m-am gândit fost să-mi fac rost de hârtii românești, treabă ușoară în țara Sfântului Bacșiș. De la o zi la alta, i-am îngropat pe Stavru Salebgiu și am devenit domnul Izvoranu, negustor de aramuri din Damasc. Numele și meseria plăceau, eram privit cu considerație și atenție. În casă nu se afla o mamă, tatăl era bătrân, aspru și bolnav de picioare. După ce timp de 3 luni venisem zi de zi, într-o seară, mă opriră la masa în familie. Aici întâlni o mătușă, care ținea locul mamei, copleșind fata cu dragostea sa. Dar bag de seamă că e bine totdeauna să minți numai pe jumătate. La masă se mai aflau 2 frați, mari și puternici, niște gealați negustori de covoare și arămuri de Damasc, la Galați. Spre norocul meu, cunoșteam orașul și meseria lor mai bine decât ei, vându-se-mi deseori covoare și arămuri cizelate de Damasc. În timpul mesei, vorbi, povesti, istorisi și scene din viața trăită în Anatolia și stărui mai ales asupra tristeții pe care o ascundeau covoarele și arămurile de Damasc, la căror fabricare manuală se văd copii de 5 ani și bătrâni aproape orbi. Primii câștigând 2 mitilici pe zi. Neștiind aproape deloc ce-i copilăria și intrând în viață prin poarta supliciilor. Ceilalți, istoviți de nemișcare și neavând drept nici la odihnă, nici la liniștea bătrânețelor. Poveștile mele îi plăceau domnișoarei și tristețea lor o făcea să plângă. Dar ceilalți aveau inima de piatră și nu țineau minte decât partea lor anecdotică. Lucrul acesta nu mi-a plăcut și eram gata să dau înapoi, dar mi-am adus aminte la timp că nu veneam în casa asta ca să mă însor cu toată lumea. Fata era pe gustul meu și numai pe ea o vream. Cu ea legăturile mele se mărgineau la snoave și povestiri. 2 luni după această primă masă puteam să mă socotesc ca un membru al familiei. În casa în care nu intra aproape nimeni, domnea o atmosferă apăsătoare, dar singura care se înnăbușea era minunata făptură pe care o iubeam. Veneam în fiecare seară să petrec 2 sau 3 ore lângă ea, povestindu-i, spunându-i glume și uneori citindu-i arii orientale melodioase și jalnice. Mătușii și tatălui toate astea le plăceau, iar fata prindea gust. Ea cerea și iar mai cerea să-i cânt și să-i povestesc. Tatăl gonise din prăvălie pe toți mușterii zurbagii și rari erau cei cărora le mai deschidea ușa ca să ceară o băutură. Retrași în odaia din dos, mătușa, care era gospodina casei, cârpea rufele și supraveghea prin perdelele ușii cu geamuri prăvălia slab luminată. Domnișoara broda sau făcea dantele în timp ce tatăl, întins pe patul său cu polog, moțăia gemând din când în când și ascultându-mă. Era prost ca oaia.
așezat pe o sofa aproape de el, înșiram tot ce se potrivea cu socotelile mele și el înghițea totul. Așa mi-a fost ușor să-i prind slăbiciunea. Avea nevoie de un om descurcăreț care să-i ducă negustoria mai departe și văzuse în mine pe omul acela. Se știe că românul nu prea e negustor. El e robit pământului. Și cum bătrânul voia să-și dea fata după un negustor priceput în branșa lui comercială și cum, pe de altă parte, în vremea aceea numai străinii erau în stare să facă ușor afaceri bănoase, era mulțumit că dăduse peste un pământean care vânturase lumea, știa limbi străine, și care era în stare să dea sfaturi chiar și celor doi feciori ai săi, tot atât de nerozi ca și el. Căci tot întrebându-mă cum de izbutiseră animalele astea să adune o asemenea avere, aflasem că răposata mama fusese de o pricepere negustorească neîntrecută. Fata avea firea ei, dar de la moartea maică-sii, casa lâncezea. Ivirea mea adusese aer proaspăt, fapt pe care fiecare dintre cele cinci ființe îl simțea altfel. Bătrânul și cei doi fii, care veneau la fiecare două săptămâni să petreacă duminica în familie, râdeau ca niște idioți și mă sufocau cu întrebările lor despre afaceri. Mereu numai despre afaceri. Pentru ca să-mi pună cinstea la încercare, nu găsiră nimic mai istez decât să-mi ceară odată o sumă de bani, altădată să-mi încredințeze una. Îi împăcai în amândouă împrejurările, zicându-mi că, cu siguranță, prostia și banii trebuie să fie frați gemeni. Bătrâna, sora răposatei, nici nu râdea, nici nu plângea. În schimb, mă descosea adesea vrând să știe ce învârtesc. O bucată de vreme am tot ocolit întrebările. Început să mă bănuiască, apoi tare, pe încrederea celor trei gogomani, i-am arătat pe larg că afacerile mele mergeau prost de vreo 2 ani din cauza că îmi lipsea un capital mare. Și aici nu mințeam decât pe jumătate, pentru că era adevărat. Dacă aș fi avut o sumă mare... Cea mai bună negustorie în vremea aceea se făcea cu arămăria străină. Răspunsul meu prinse, dat fiindcă nu spusesem niciodată că sunt bogat. Bucuria inimii mele era însă dragostea frumoasei Tincuța. Ea era singura care mă înțelegea și mă iubea. Singura care mă făcea să stărui și să sper în casa asta a deznădejdii. Om liber, care nu puneam deloc preț pe bani, deprins cu marile vijelii ale vieții, care spulberă miazmele naturii, nu zăboveam în casa asta unde totul era viciat de egoism și de prostie, decât pentru aceea care năzuia din toate puterile ei la libertate. Adesea rămâneam aproape singuri. Prăvălia se închidea odată cu venirea nopții. Mătușa se ducea să se culce, ea se sculea zis de dimineață. Și atunci, șezând lângă taicăsu, despre care nu știai decât doar după gemete când dormea și când era treaz, Tincuța, aplecată pe gherghieful ei, îmi spunea cu o privire care îmi îngheța sângele în vine: "Domnul Izvoranu, povestește-mi ceva, ceva trist." Tatăl striga: "Nu, nu trist, mă plictisește." "Bine, atunci ceva vesel," adăugă ea, melancolică. "Am să vă povestesc ceva care să împace pe toată lumea," ziceam eu. "Anul trecut mă aflam cu Marfa la un bâlci din Ialomița. Știți că la un bâlci este înțelept să fii bine cu toată lumea. Repede se fac cunoștințe și repede se desfac. Dar mai ușor se întâlnește un negustor de bâlci cu alt negustor de bâlci decât un mort cu popa care l-a îngropat." "Dragi, asta e bună," zicea bătrânul. Eu așa hotărâsem să mă port, când iată ce mi se întâmplă într-o bună zi. Cunoșteam de câteva vreme pe un nelipsit al iarmaroacelor pe care îl chema Trandafir. Un țigan care zicea că vinde șiraguri de mărgele, dar de fapt umbla după înșelătorii cu jocul de cărți, zis: "Uite, popa nu e popa." Într-un cuvânt, Trandafir era un pungaș. Dar pungașul ăsta mă interesa. Venea cu șiragurile sale încolăcite pe braț și se rezema de teșgheaua mea. Fuma din pipă, fără să scoată o vorbă,
și scuipa până ce mi se făcea silă și îl goneam de acolo. Atunci se amesteca în gloată strigând: Mărgele! Mărgele! Dar ochii lui umblau după ageamii și care cum apuca să joace, pleca lefter. Vrând să-l fac să-și câștige existența mai cinstit, i-am spus odată să schimbe meseria. Ce? Mi-a răspuns el. Vrei să mă iei tovarăș? Nu, am zis eu. Nu te pot lua tovarăș, dar pot să te fac salepgiu. Se câștigă bine. Ah, se câștigă bine. Cu salepul tău n-o să câștig niciodată destul ca să pot să prind la 6 luni odată câte un galben nou la salba de galben împărătești a frumoasei mele Miranda. Și atunci, măi nene, ea n-o să șteargă la altul? Că de vezi tu, dragostea e nestatornică. I-am dat dreptate. Cu salepul nu scoți galben. Pe când cu uite popa, ei da, cu uite popa nu e popa, a câștigat în ziua aia de care vorbesc 5 galbeni de aia mici în 2 timp și 3 mișcări. Dar iată că de data asta galbenilor li s-a adăugat o poveste haslie. Țăranul lăsat fără o lețcaie, un tânăr, nu-l mai slăbea pe trandafir și după ce se fugăriseră peste câmpuri, se înfățișară înaintea mea să mă ia de judecător. Țăranul zicea: Dacă nu vrea să-mi dea banii înapoi, să mă învețe meseria. Dar să mă învețe meseria lui, să fac și eu, ca el. Trandafir dădea din numeri. Cojanul ăsta e nebun, zău, e nebun, ce belea pe capul meu, ce belea. Nu, nene, zicea celălalt. Sau dai banii înapoi, sau mă înveți meseria ta, nu-i nicio pricopseală să fii cinstit. Am să fac și eu ca tine. Dar nici tu nu ești mai breaz. Nu ești mai cinstit decât mine, striga trandafir. Tu ai vrut să câștigi banii mei, eu am fost mai șmecher ca tine și ți-am luat pe ai tăi. Asta-i tot. Da, se învoi țăranul. N-am fost mai cinstit ca tine, de asta îți las un galben. Dar dă-mi înapoi pe el la patru. De nu, mă arunc în ea lomița și păcatul de capul tău. Am acasă femeie tânără și singurică, ne-am luat din dragoste. Și ăia 5 galbeni erau toată averea noastră. Salba ei, voiam să cumpăr 2 cai cu ei, să am cu ce ara pământul. Când auzi asta, trandafir, sări ca ars cu fierul roșu. Cum? Dobitocule, dobitocule, tu ești în stare să iei galbenii de la gâtul nevestei ca să cumperi cai? Hai, nu meriți să ai femeie frumoasă cu salbă la gât. Dar ce să fac, se văicărea țăranul. Ce să faci? Urla țigan. Să te duci să furi la 3 poște de satul tău, dar de galbenii de la gâtul femeii să nu te atingi. Și întorcându-se către mine, trandafir îmi zise: Ai mai văzut tu vreodată român așa de prost ca ăsta? Spunând vorbele astea, rămase pe gânduri, fumând și scuipând. Țăranul plângea cu capul în palmă și atunci ce-mi văzură ochii? Trandafir, trandafir, se întoarse către tânăr, îi dădu una peste mâini și iute ca fulgerul îi trase 2 palme. De ce mă bați? Strigă pălmuitul. Pentru că ești prost. Nu poți să sufăr bărbații care plâng, răspunse țiganul, rotindu-și ochii de cărbune aprinși, parcă ar fi fost dracu. Acum, uite. Fie. Uite cei 5 galbeni ai tăi și cară-te, dar la noapte să te ții la o bătaie de pușcă de capul satului pe drumul mare. În zori am să-ți aduc ei 2 cai și am să-ți mai trag 2 palme. Ca să te înveți minte altădată să nu te mai atingi de salba nevestitii decât ca să-i mai adaugi alți galbeni. 6 luni după întâmplarea asta, îl întâlnesc pe trandafir pe drumul spre Naziru. Era călare. Eu eram într-o trăsură. Te-ai ținut de cuvânt, trandafire? L-am întrebat. Da, mi-a răspuns. I-am dat 2 cai, dar i-am ars și 2 palme. În timp ce povesteam, tatăl adormise, dar tincuța era mai mișcată ca niciodată. Pentru prima oară în viața mea, mă găseam singur în fața unei fete frumoase care mă privea cu ochii plini de dragoste, umezi și scânteietori. Aplecându-se către mine, îmi luă mâna și îmi zise cu un glas mai melodios decât sunetul unei viori: Spune-mi, domnul Izvoranu, ai fi în stare să iubești ca țiganul trandafir? N-aș putea să vă spun dacă mâna ei m-a fript sau m-a înghețat, dar mă cuprinse deodată o spaimă cumplită. Parcă aș fi căzut de pe un acoperiș și fără să scot o vorbă îmi luai pălăria și plecai. Socotia asta drept o glumă din partea mea și risc mult când mă văzu a doua zi. Dar eu eram disperat.
frica de a mă afla singur cu o femeie era mai puternică decât oricând. Toată nădejdea de izbăvire pe care o nutrisem în 3 luni de prietenie se spulberase. Rămăsesem pentru totdeauna un om cu sufletul schilodit. Cu toate astea, cum faci cu caii care se sperie de foc? Începui să cred că, tot plimbându-mi flacăra pe sub nas, până la urmă n-o să mai fie frică de ea. Și cine știe? Ce cunoaștem noi despre firea omenească? Mai puțin decât vitele. Poate că dacă aș fi avut răgazul să-mi îmblânzesc simțurile rătăcite și să-mi domesticesc instinctele sălbatice, aș fi izbutit să mă stâmpăr. Dar pentru asta aș fi avut nevoie de bunăvoința oamenilor și de ajutorul împrejurărilor. Nici ei, nici ele n-au vrut să salveze un om. Împrejurările au făcut din mine un om sărac, în timp ce oamenii nu se ocupau decât de egoismul lor. Rezultatul? Am dat cu capul de pragul de sus și cel mai nefericit am fost eu. N-aș fi vrut să cer mâna tincuței înainte de a fi sigur că un început de vindecare se făcea simțit în firea mea. Dar se ivi un alt pețitor care puse situația mea în primejdie. Fata țipa sus și tare că nu vrea să se mărite decât cu mine și cu nimeni altul. Atunci tatăl ei mă întrebă ce aveam de gând. Ce aveam de gând? Vai de capul meu! Numai gândul însurătorii mă băga în toate spaimele. Nu i-am răspuns nimic. Am ocolit-o încurcat. Tincuța, ofensată, plângea de-mi sfâșia sufletul. Bătrânul puse șovoia la mea pe seama faptului că nu eram un om bogat și mă mângâie zicându-mi: ai să fii și bogat într-o zi, dacă ai să muncești aici. Ați auzit? Credea că eu căutam în casa lor pricopseală. Și așa mă apropiam de prăpastie. Mergeam drept spre ea. Cerui mâna tincuței. Ea sări în sus de bucurie, casa se trezi din amorțeală și eu mă simțeam pierdut. Zilele care au urmat cererii în căsătorie semănau cu ultimele clipe ale unui condamnat la moarte. Tincuța era încântată. Bucuria te zăpăcește în halul ăsta? Mă întrebă într-o zi. Cât sunt de fericită! Biata fată! Ca să-mi fac curaj, glumeam de dimineață până seara, dar se vedea bine că nu eram ca înainte. În seara logonei fu cât pe aici să-mi pierd cunoștința. Rubedenile care erau de față rămaseră foarte nedumerite și, ca și tincuța, puseseră tulburarea mea pe seama sfielii. Mă rugau să vorbesc, să povestesc, îmi scormoneam creierul și nu găseam nimic. Dar preotul care ne schimbase inelele, după ce rosti rugăciunile, îmi dădu prilejul glumei. Venise vorba despre munca câmpului și popa se plângea că oamenii își băteau joc de el, că lucrau prea încet. Ca să-mi pregătesc anecdota, spuse ei: dacă vreți să-i face să muncească mai repede, nu-i decât un singur mijloc, părinte. Care, fiule? Să înjurați ca un surugiu. A, noi preoții nu putem înjura. E păcat mare. Da, e păcat firește, încuvințai. Dar mitropolitul Bucureștilor a dat dezlegare pentru oricare împrejurare în care nu se poate fără înjurătură. Popa făcu o mutră neîncrezătoare, dar ceilalți strigau: cum? Spune-ne, cum? Povestește-ne! Păi iată cum. Într-o zi, în al preasfinția sa, trebuia să meargă într-un oraș ca să ia parte la o ceremonie oficială. I s-a adus caleașca cea mai bună și sfinția sa s-a urcat. Dar surugiul era tare nemulțumit cu tot bacșișul gras care îl aștepta. Pricina era că, așa cum știm cu toții, un surugiu nu poate mâna caii fără să-i înjure. Pentru el să învârtă biciul pe deasupra capului și să înjure era mai important decât bacșișul. Și surugiul mitropolitului nu putea să-și facă numele de ocară. Temându-se de mânia marelui dregător bisericesc, bietul om își mușcă buzele și, cu chiu cu vai, mână caii preț de vreo 3 ore de drum. Dar când ajunseră la un vad, se opri. Pleznind de mânie și roșu ca un rac fiert, lăsă din mână hățurile celor 4 cai și așteptă, hotărât să-și câștige cu orice preț dreptul lui. Mitropolitul își pierdu răbdarea și, după o vreme, scoase capul pe ușă, întrebând
care era pricina opririi. Surugiul, cu căciula în mână, îl lămuri cu smerenie. Vedeți, dumneavoastră, înalt preasfințite, cai ăștia sunt cai de poștă, sunt deprinși cu înjurături și cum eu nu pot să înjur că de sunteți sfinția voastră de față, ei nu mai știu de frică și nu vor să treacă vadul. Mitropolitul îl sfătui. Fiule, ia strigă-le! Hi, 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 căluții mei cu minți! Surugiu isteț făcut din vârful buzelor. Hi, 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 căluții mei cu minți! Dar caii nu se clintiră. Și numai înjurându-i îi faci să pornească? Întrebă preasfântul, pierzându-și cu totul răbdarea. Cum vă spusei, sfinte părinte, pe caii de poștă nu-i mâni decât cu ovăz și cu înjurături. Ei, bine atunci, răspunse mitropolitul. Înjură și te-ai dezlegat de păcat. Surugiu sări pe capră de bucurie, apucă hățurile, pleznit din biciul lui nesfârșit și strigă cu un glas în stare să scoale și morții. Hi, 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 tu vă papucii maicii domnului, hi, icoana cui v-a făcut 14 evanghelii și 60 de grijani, hai tu țin cur, păi 12 apostoli, păi 40 de mucenici, până mâncate cu tot poporul lor din cer, icăicișoritate ce-i cuminți Dumnezeii mamei voastre de v-a zămislit. Diligența a trecut vadul zburând ca rândunica. Pe malul celălalt, mitropolitul scoase din nou capul și spuse surugiului care îl privea triumfător. E grozav cum înțeleg că ai dumitale vorba omenească, dar să știi că o cam greșești cu învățătura bisericească. Nu sunt 14 evanghelii, ci 4. Și nu sunt 60 de grijani, ci numai 7. Aveți dreptate, sfinte părinte. Atâta lucru știu și eu, dar vedeți dumneavoastră, 4 și 7 sunt numere prea scurte ca să poți să înjuri cu ele cum se cade. Și atunci, noi ăștia, surugii, facem și noi ce putem și potrivim cele ale bisericii cu cele ale meseriei. Anecdota asta, prin râsul pe care stârni, îl puse în încurcătură pe popă, iar eu mă simți mai în largul meu. Tincuța era încântată și mândră de mine. De ce nu s-au oprit lucrurile aici? Sau de ce nu m-am hotărât să fug înainte de deznodământ? Căci deznodământul lung, nesfârșit, veni peste 3 săptămâni. 3 săptămâni de chin nemaipomenit și de necrezut, când fiecare sărutare pe care mi-o dădea logodnica mea îmi părea un îndemn să o rup la fugă, la goană și să-mi iau lumea în cap. Grozăvenia a început odată cu nunta. Ajunsei la nelegiuirea îngrozitoare care îmi zdrobi viața și zdrobi și pe a nevinovatei Tincuța. Am ajuns, Mihai dragă, la stricăciune, la silnicia, la viciul de care vorbeai, la toate nemerniciile pe care bestiile cu două picioare le obișnuiesc în chip de datin, otrăvind viața și chinuind pe nevinovați. Pentru că, la fel ca și logodnica mea cea curată, eram și eu nevinovat. La mine era boală, nu stricăciune. Poate că tu nu știi, Mihai, despre ce e vorba. Tu nu știi că la noi, la nuntă, femeile din familie și chiar cele străine năvălesc în odaia de culcare a însurăției lor, la câteva ceasuri după ce au fost închiși acolo, îi gonesc și scotocesc în patul lor să găsească dovada neîndoielnică a fecioriei miresei. Dovadă pe care apoi o scot cu alai să o arate musafirilor lor ce petrec în odaia de alături. Eu am văzut și altele mai grozave. Am văzut un asemenea cearșaf purtat în vârf de prăjină pe drumul de la Petrol de Cazasu, în mijlocul unei gloate dezmintite care urlau în jurul scârbosului trofeu, cărau după ele un țigan cu dibla și se duceau în zorii unei zile de luni să ducă rachiul roșu fericitei mame a miresei. Cunoști tu, Mihai, ceva mai barbar și mai mărșav? Se află oare ceva mai parșiv decât asta pe lume? Nu e mai neomenos, mai crud, mai neînchipuit decât perversiunea sau violența, viciu sau sadismul? Panorama asta este rușinoasă, criminală și jignitoare, e tot ce poate fi mai nerușinat pe lumea asta în urâțenie. Eu știam toate astea dinainte de a fi sosit ziua nunții. Datinile scârboase m-au revoltat totdeauna, dar acum, în ceasul primejdiei, când simțurile mele mă trădau atât de jalnic, era pentru mine o chestie de viață și de moarte, să dau dracului toată mascarada.
chemai pe tată și pe mătușe și le vorbi. Bătrânul, cu toate că ținea la obiceiul ăsta scârbos, nu fu prea îndărâdnic, dar bătrâna susținea morțiș că trebuie să fie respectată ca o datină veche a neamului praznicul cinstei. Lucrurile rămaseră așa și într-o după-amiază frumoasă de duminică, nunta porni cu alaiul obișnuit pe vremea aceea spre biserică. Toată lumea mergea pe jos, afară de doi călăreți care deschideau drumul. Apoi venea un om care purta două lumânări uriașe de Moscova, culcate pe o tavă mare de argint cizelat, încrustată cu aur. După asta urmau neamurile și musafirii. La ieșirea din biserică, călăreții o luară înainte, drăgând cu pistoalele, fâlfâind prin aer peșchine lungi, legate de braț și șiucându-și caii cu coamele împodobite, cu panglici și găleata de argint. Pe tavă, în locul lumânărilor, se afau pâinea și sarea după datină. În urma lor mă tăram eu, ticălosul, tremurând de frică și de rușine, cu lumânarea în mână și cu tincuța de braț fericită sub găteala care o acoperea toată. În urma noastră, nuntașii asurziți de o duzină de lăutari care cântau din patru instrumente, vioară, cobză, clarinet și goarnă. Pe drum, femeile care se întorceau de la fântână vărsau apa din cofele lor sub pașii nuntașilor. Era o urare de belșug. Și seara îmi sună ceasul nenorocirii. La masă erau ca la vreo 20 de musafiri, cu neamuri cu tot. Strigătele de nuntă dezlănțuiră o veselie nemaipomenită și trebuie să mă potrivesc și eu lor și să răspund cu znoave la snoavele comesenilor. Unul din aceștia, amețit puțin de vin, fu destul de lipsit de gust ca să povestească cum odată, la el în sat, o tânără mireasă, fiind găsită de către bărbatul ei că păcătuise, acesta o bătu chiar în noaptea nunții. A doua zi dimineață o zvârli într-un car cu spatele la boi, cu fața către spatele carului, unde spânzurase în vârful unui par o oală de lut cu fundul spart, care se legăna în mers și cu alaiul ăsta o trimise părinților îngroziți. O privi pe tincuța. Rămase liniștită și sigură în nevinovăția ei. Dar eu, înspăimântat, strigai că ceea ce se petrece între cei doi soți nu-i privește decât pe ei. O să vedem numai decât dacă asta îi privește numai pe ei, răspunseră câțiva intimi. Într-adevăr, acest numai decât, n-am ce zice, a fost frumos, căci cum bătu miezul nopții, băgai de seamă că bobârnace de miez de pâine începură să pornească din toate părțile spre mine, izbindu-mă în obraz, apoi urmară bucățele de pâine și după câteva minute felii întregi. Și ce înseamnă toate astea, întrebai? Păi, înseamnă că trebuie să te scoli de aici și să te duci să-ți faci datoria, îmi strigă Nașa. Vă jur, oameni buni, că nu înțelegeam. Pricepui când Nașul mă luă departe și îmi spuse despre ce datorie era vorba. În timp ce îmi vorbea, Nașa și mătușa odichiseau pe tincuța în odaia de culcare ce ne fusese pregătită. Apoi veniră să mă sărute și la fel făcu și tatăl, după care, fără altă vorbă, îmi deschiseră ușa, mă împinseră înăuntru și o închiseră în urma mea. Îmi amintesc că în clipa asta, una din cele mai triste din viața mea, văzui capul dumnezeiesc de frumos al tincuței, culcat pe albeața pernei și părul ei negru răspândit în jur. Asta a fost totul în seara aceea. Pentru că am leșinat în mijlocul odăii. 24 de ore am aiurat, zguduit de friguri, zăcui bolnav 2 săptămâni. Nu știu ce am spus atunci, dar îmi aduc aminte că foarte puțini au venit să mă vadă. Odată vindecat, mă pomeni într-o lume de dușmani. Socrul meu și mătușa tincuței veniră să-mi ceară socoteală pentru că le făcusem casa de rușine. Pentru moment, mă salvai spunând că fusesem legat. N-au avut niciun pic de milă de mine și mă urâră și mai mult. Începând din clipa aceea, timp de 10 luni de zile, nu întâlni decât ură și dușmănie. Am fost înlăturat de la orice afacere, nu voia să-mi dea nimic de făcut, țineau banii totdeauna încuiați, ca și cum aș fi fost un hoț.
cu ce aveam nu puteam să încep nimic, decât doar să mă fac iarăși salebgiu, pentru că banii mei mi-i cheltuisem aproape toți pe daruri de nuntă. Și începu atunci o viață groaznică de care mă înfior și azi. Nu pot să vă povestesc în amănunt. Prea-mi vine greu. Închis în casa aia blestemată, nu îndrăzneam să pun piciorul în stradă decât foarte rar și numai noaptea. Nu-mi dădeau voie nici măcar să mă duc la prăvălie. Nimeni nu venea să mă vadă. N-aveam niciun neam, niciun prieten. Nimic de lucru. Tot ce spuneam, tot ce propuneam, era prost. La masă parcă mă aflam între surdomuți. În papuci și în cămașe mă plimbam dintr-o odaie într-alta ca un trântăr, ca un caragios, ca un fel de pensionar. Cei doi cumnați veneau acum în fiecare duminică. Le-am spus să mă ia la Galați în negustoria lor, la care mă pricepeam oarecum. Mi-au vorbit de despărțire. Vei spune cu drept cuvânt că ar fi fost o ieșire înțeleaptă. Deloc. De la nuntă, nevastă mea o rupsese definitiv cu familia. Toată viața ei își avea acum rădăcinile într-a mea, în această viață ticăloasă și schiloadă. Fără lacrimi și fără amărăciune, ea primise nenorocirea cu un curaj neașteptat. Credea cu adevărat că trebuie să fiu legat de vrăjitoare și să ruga fierbinte de bunul Dumnezeu să-l înfrângă pe diavol ca să-i vindece bărbatul pe care îl iubea așa neputincios cum era. Încuiați amândoi în odaie, ne petregeam zilele între patru ochi, într-o duioșie și o dragoste cum nu cred că a mai fost. Îi ceream iertare, i-am răspundea că nu sunt cu nimic vinovat. Ah, cum aș putea să uit făptura asta omenească, singura care m-a înțeles, care a fost milă de mine. Și cine ar putea să susțină că de n-ar fi fost ura care ne otrăvea, n-aș fi putut ajunge soțul și omul către care năzuiam din toate puterile mele. Începusem să nu mai fiu atât de sfios ca la început și să nu mai fie frică de nevastă mea. Dispăruse și spaima aceea care mi îngheța sângele în vine și când o atingeam. Erau clipe în care ușoare dorințe, treziri slabe, mici imbolduri ale simțurilor mă furnicau prin trup și mă făceau să roșesc când ea mă strângea în brațe mângâindu-mă, încredințându-mă de dragostea ei. Dar ce clădește cu greu iubirea, ura nimicește într-o clipă. Și asta n-am să o iert oamenilor niciodată. În fiecare dimineață, de-abia ieșind din odaia noastră, cele două buvnițe ale nenorocirii noastre se răpezeau la sărmana femeie să o întrebe dacă se întâmplase ceva. Și cum ea nu voia să stea de vorbă, blestematele de coabe o sfătuiau să se despartă de mine și o chinuiau până la disperare. Cicăleala neîntreruptă, nimicirea sistematică a puținului pe care natura încerca să-l reclădească dura 10 luni. Ne înnebușeam. Călăii de la Galați deveniseră și mai răi. Mă insultară și mă somară să-mi hotărăsc nevasta să se despartă. Nu era chip să ne împotrivim. Gemuiți unul în altul, uneori nici nu ne mai duceam la masă. Ne petreceam ziua mâncând o singură dată când brusc ne veni în minte ideea de a fugi. Ea mă întrebase dacă aș putea să ne câștigăm viața cu puținii bani care mai rămăseseră și la răspunsul meu înflăcărat despre viitorul liber și plin de dragoste pe care eram în stare să îl clădesc departe de casa asta nenorocită, i se umplură ochii de lacrimi. Îmbrățișați ca doi frați pierduți într-o lume vrăjmașă, aveam fețele și hainele muiate de lacrimi și trăirăm ceasurile cele mai fericite din câte se pot gusta pe lume. Dar orele astea au fost și cele din urmă hărăzite să le trăim împreună. Talazul de ură omenească se apropia. Era către sfârșitul lui februarie. Ne făcusem planul să mai așteptăm încă o lună și către sfârșitul lui martie să fugim cu o corabie la Stambul. Dar de câteva zile băgase-ne seamă o schimbare ciudată în purtarea celor doi tirani ai noștri. Încetaseră deodată să mai vină dimineața la nevastă mea, nu mai terorizau, iar mie, într-o seară, bătrânul îmi spuse că pot ieși din casă și să mă întorc când și cum vreau. Rămăsei cu gura căscată. Alergai la tincuța, dar ea izbucni în lacrimi. Cred că ne paște o nenorocire, îmi zise ea. Am visat urât. Toată noaptea te-am văzut înconjurat de
copii care plângeau și pe mine numai în aur și pietre scumpe. Asta e rău. E rău de tot să nu pleci nicăieri. Cine știe ce ți se poate întâmpla? Îndurăm temnița asta de 10 luni. S-o mai rădăm câteva săptămâni. La vorbele astea simți un pumnal în inimă și începui să tremur. Dar, dragii mei, soarta omului e scrisă dinainte. A doua zi era o dimineață strălucitoare de iarnă liniștită. Zăpada, groasă de 3 palme, acoperea pământul cu un lințoliu neprihănit și clopoței săniilor care zburau în toate părțile umpleau văzduhul cu clinchetul lor nostalgic. Stam la fereastră și mi se părea că se prăbușesc zidurile pe mine. Simțeam că îmi pierd mințile. O putere de neînvins mă chema afară către mișcare, viață, spre apriga viață liberă pe care nu o mai cunoșteam de aproape un an de zile. Mă aruncai la picioarele nevestimi și o rugai să mă lase să ies un ceas, o jumătate de ceas, 5 minute, să plec dintre pereții ăștia ticăloși. Ea se îndură și mă lăsă, sfătuindu-mă să-mi iau cuțitul și 2 pistoale. Stărui să nu îngădui nimănui să se apropie de mine. Îi sărutai papucii, îmi îmbrăcai blana și căciula de astrahan și coborâi în prăvălie. Fu pieirea mea și a sărmanei Tincuța. A fost pieirea noastră, dar nu îndată, pentru că nimic nu mi s-a întâmplat în dimineața aceea, nici în timpul plimbării de după masă sau de a doua zi, dar cu siguranță că la una din trecerile astea prin prăvălie fusesem recunoscut de un ochi de trădător pe care bătrânul îl ascunsese undeva prin dosul vreunei uși și care m-a dat de gol. În seara acestei ultimele duminici pe care o trăi în casa aceea, întorcându-mă cu ochii plini de măreția Dunării, care își căra spre mare sloiurile enorme, îmi sărutai pentru cea din urmă oară femeia pe aceea care a fost timp de 10 luni cea mai duioasă dintre soții și cea mai curată dintre fecioară. Eram liniștit. Dar coborând pentru cină, o apăsare tragică ne întrista fețele și de-abia ne țineam lacrimile. Către sfârșitul mesei ea întrebă: frații mei unde sunt? Or să vină îndată, răspunse tatăl. Ne-am aprins narghilelele și am băut cafeaua. Afară era noapte și tăcere. Începea să se facă târziu. Deodată, prinzând o privire plină de înțelesuri între bătrân și mătușă, Tincuța izbucni în lacrimi. În clipa aceea, ușa scârțâi din balamale și se iviră cei 2 frați posomorâți ca niște călăi, aducând între ei un om la vederea căruia mă făcui alb cavarul. Era un grec, un fost prieten, acum asosea în chip nelegiuit de trădător. Rămaseră toți 3 în picioare în fața ușii pe care o lăsaseră deschisă. Prima vorbă, în loc de bună seara, fu a vânzătorului. Întinzând mâna și arătându-mi, zise pe românește: ăsta-i domnul izvoranul al vostru? Crezi și eu că-i legat. Ăsta-i stavru salebgiu și curlangiu pe deasupra. La cuvântul ăsta care îi zicea pe nume viciului meu, care era și al lui, Tincuța scoase un țipăt și se prăbuși, pe când eu, înhățat cu cruzime și cu acte de răzbunare de cumnații mei, fui târât în prăvălie, călcat în picioare, lovit în cap, peste obraz, în piept, până ce leșinai. Pe urmă mă trezi afară în zăpadă, în fața porții încuiate a curții care dădea într-o fundătură. Eram sloi de gheață, picioarele, mâinile, capul, pieptul, numai răni. Și drept haine, în miez de iarnă, mă lăsaseră în cămașă și cu capul gol. Îmi adunai puterile și mă dusei să cer adăpost unui turc care, cu 1 an jumătate înainte, îmi vindea ce-mi trebuia pentru Salep. Acesta mă primi creștinește și mă îngriji ca un frate. Peste 4 zile, omul meu, cum se cade, fără să știe cui îi spune, mi-a adus pe patul de suferință știrea care se vântura prin oraș în dimineața aceea, că Tincuța fusese pescuită pe malul stâng al Dunării de lipoveni. De atunci s-au scurs 35 de ani și în fiecare an, la data nenorocirii, mă duc la malul Dunării, care își plimbă alene sloiurile
Să-i cer iertare tincuței pentru jignirea pe care i-am adus-o. Și ție, Adriane, îți cer iertare pentru jignirea pe care ți-am adus-o.